am mai făcut loc aici în seră, am scos roșiile din rădăcină și le las așa să se mai coacă, așa atârnate. Iar în locul lor am plantat ardei pe care i-am mai avut și eu prin grădină. I-am plantat în fază de înflorire, de legare, de creștere. Nu știu în ce măsură se vor prinde sau nu, dar nu m-am îndurat să-i arunc la compost pentru că am muncit foarte mult la ei și chiar nu m-aș fi simțit ok să-i știu la compost. Așa că am dezinfectat cu maceratul de urzică depozitat în acel bidon. Am pus un litru de macerat la 9 litri de apă. Am pus rădăcinile în soluția de urzică și apoi după plantare, de fapt în groapa de plantare, am adăugat soluția de urzică și apoi iarăși am udat. N-am nici cea mai mică idee dacă se vor prinde așa mari, plantați, dar ca să am eu inima împăcată, ținând cont că nici măcar n-au apucat să producă cine știe ce, erau acum în fază de legare și de creștere și mai ales că am mai multe soiuri pe care le-am primit de la cineva de ardei, chiar eram curioasă să văd cum se dezvoltă până toamna târziu. Acum dacă am... Na, a trebuit să ori îi aruncam, ori îi transplantam aici. Am preferat să-i transplantez în seră. Da. Cam asta e tot, dragilor. O să vă țin la curent cu ce se întâmplă aici. Zona asta am pus doar gogoșarii, așa mari. Rămâne de văzut dacă se vor prinde sau nu, dacă vor fructifica. Ideea este că voi veni foarte des să dezinfectez și foliar, nu doar radicular. Radicular v-am spus, cu maceratul am... Pentru că maceratul de urzică are proprietăți, mai multe proprietăți și dezinfectante, fungice, de fapt antifungice, bactericide, insecticide și fertilizant în același timp. Da, cam atât pentru astăzi. Sunt foarte, foarte obosită, dar a fost o muncă care s-a impus. Asta este situația. Trebuie să ne adaptăm, am mai spus eu. Dacă asta este situația, trebuie să mă adaptez.